Este vorba despre reproducerea ale anumitor obiecte cucuteniene create de 131 de copii participanți la activitățile atelierului de arheologie experimentală, artă și artefacte. Lucrările realizate, vase, pandative, statuete antropomorfe și zoomorfe, sunt inspirate după artefactele cucuteniene păstrate în colecțiile de arheologie ale Muzeului Bucovinei. Alături de lucrările realizate de copii sunt expuse și obiecte de patrimoniu aparținând culturii cucuteni, piese descoperite în timpul săpăturilor arheologice de la Preutești, județul Suceava, precum și fragmente ceramice descoperite la Trușești, județul Botoșani. La vernisajul expoziției, organizatorii au acordat tuturor participanților la atelierele de arheologie experimentală diplome de arheolog junior.